Eu, Doamne, câteodată aș vrea să scriu scrisoare, să spun ce simt, cum merge, să spun și ce mă doare. Dar Tu ești prea departe și poate mă primești. Oricum, eu sunt o carte în care Tu citești. Mai lasă-mi, Doamne, cerul, speranța și iubirea și pâinea de pe masă, puterea. Am să zâmbesc în șoaptă, inima ta mă ascultă. Mai sunt copii în lacrimi și suferință multă. Nu-s, Doamne, toate bune, cum sigur Tu ai vrea. Din când în când privește și către lumea mea. Am mai primit o filmare din București de la Andreas Mihai Bechean. Andreas a interpretat o piesă sensibilă, profundă, care mie personal îmi place foarte mult. O interpretare live, curată din toate punctele de vedere, un mix sfat pentru notele lungi, atenție mare la susținere. Felicitări, dragă Andreas! Andreas Mihai Bechianu, 8 ani din București. Ai o voce plăcută, Mihai, duci linia melodică a melodiei foarte bine, chiar excelent. Susținere foarte bună, dicție la fel de bună. Eu te felicit, a fost un moment foarte frumos. Succes! Andreas Mihai Bechianu, 8 anișor, tânărul și chipesul Andreas. Consider că piesa este tristă pentru vârsta unui băiețaș ca Andreas. Dar respect alegerea, mai ales că este o rugăminte către Dumnezeu. O voce destul de bună pentru vârsta fragedă a lui Andreas. Deși piesa nu este ușoară, o cântă și live, simte și modulația. Dacă are un profesor, sigur vom mai auzi de acest minunat copil Andreas. Felicitări și succes!